prieteni, am revenit în emisiunea noastră. În această seară vă reamintesc că avem invitat de onoare pe domnul Paul Anghel, director general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. În prima parte, domnia sa a făcut o trecere în revistă a ultimelor acțiuni întreprinse de colegii domniei sale și de dânsul, atât cei de la autoritate cât și cei din teritoriu. Mi-a plăcut foarte mult, sincer să fiu, domnule Anghel, că am atins și partea asta de mentalitate care contează foarte, foarte mult. V-aș propune acum să revenim puțin la concret și să enumerați principalele încălcări de norme legale de comerț, de respectare a drepturilor consumatorilor. Care au fost? Dacă vorbim de hipersupermarketuri, să începem cu zona alimentară. Da, zona alimentară aș rezuma condiții de depozitare total insalubre, da, improprii depozitării oricăror produse, existând posibilitatea reală a contaminării produselor, mai ales la comercializarea în vrac. Există produse care erau, de asemenea, puse în anumite vitrine tot aflate la comercializare, zone care erau etichetate ca fiind din zona de produs tradițional. Existau documente pe baza cărora acele produse proveneau din sistemul industrial, da? Se tăiau vechile obiceiuri de a tăia etichete sau de a tăia anumite părți ale produsului care ar arăta un anumit brand și propuse ca și produse tradiționale în vitrina de expunere. După care existau anumite produse care nu aveau niciun fel de element de caracterizare, nu știam niciun fel de lot de trasabilitate sau de caracteristici sau ingrediente ale produsului respectiv, valori nutriționale, toate celelalte. O altă abatere pe care am constatat-o, partea de informare a consumatorilor, inclusiv partea de valori nutriționale, alergeni și toate celelalte, nu erau trecute pe eticheta de produse, erau trecute incomplet sau incorrect. De asemenea, existau produse în afara datei limită de consum, da, sau expirate popular, produse aflate în zona de comercializare, în vrac, feliat și așa mai departe. Existau produse care prezentau anumite modificări organoleptice de gust, miros, culoare sau orice altă formă. Produse care erau probabil, pentru că se aflau în data limită de consum, probabil că erau depozitate fie pe perioada zilei, fie pe trasabilitatea de produs, nu mai respecta lanțul frig, așa cum spunem noi, și nu erau depozitate conform și atunci începuseră să oxideze, să se altereze și existau produse mâzguite sau care aveau un miros nespecific sau specific de produs alterat. De asemenea, am găsit la comercializare produse care, după anumite tipuri de analize, nu corespundeau. Și aici am avut o acțiune amplă pe ceea ce înseamnă oțetul din vin sau de vin sau cu o sintagmă asociată vinului. Asta deja a intrat în categoria de fraudă alimentară. Exact. Falsificare de produs. Și am găsit produse după ce am făcut niște analize la laboratoare acreditate și autorizate din Franța. Au fost trimise chiar și în Austria sau în Germania anumite probe. De ce? Pentru că în România astăzi nu există un laborator acreditat, autorizat. Laboratoarele determină prezența unui, să zicem, a componentei acid acetic și vorbim de acidul acetic sintetic, glacial, adică nu vorbim de acid acetic provenit pur și simplu din fermentarea naturală. Și acest acid acetic, exista teoria în piață cum că, domne, ușor știți cum e, când eram mic era discuția cu părăcioasă mică. Și cumva după ce am găsit prima situație, primul caz, proprietarul respectiv a venit și ne-a zis: domne, stați o secundă, dar toată piața e așa. Zic, cum toată piața e așa? Păi zice, haideți că vă dau eu, nu toată piața, dar uitați, vă dau eu nume care se comportă la fel. Pe baza acelui denunț, ca să zic așa, am prelevat probe de la operatorii economici respectivi și am constatat că, într-adevăr, dânsii falsificau produsele la genul că fie dizolvau, diluau acidul acetic glacial sintetic
în apă și adăugau colorant și scriau frumos pe etichetă că este un produs din fermentație de vin, da, oțet din vin. Asta e cam ca ăla de care povesteam eu cu citronada, cu apă din Herăstrău și cu sare de lămâie. Apa din Herăstrău, dacă o treceați prin anumite filtre și după aia sub niște lămpi UV, s-ar putea era 7-7-7-8, da, cu siguranță era mai curată bună decât... Da, curată. Din păcate, produsul este denumit incorrect. Da? Și există o falsificare, așa cum ziceați dumneavoastră, a denumirii produsului. Și spuneam că am găsit aceste produse, am descoperit, făcând mai multe analize, că foarte multe din produsele de acest gen au dispărut de la raft. Urmând ca acum la raft să scrie, fie să se completeze, fie cu sintagma provine din, sau cumva că este diluție de acid acetic cu colorant și așa mai departe. Da, o mare parte din încălcările astea de norme sanitare și de siguranță alimentului deja trec în partea aia a corespondențelor, corespondenței cu articole din codul penal. Și știu că dumneavoastră ați sesizat, cel puțin în comunicatele emise de ANPC, se vorbea de trimiterea unor cazuri în zona penală. Cum, Atunci când noi constatăm anumite lucruri care exced competențele noastre, fie că vorbim de zona asta de siguranță alimentară, unde colegii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor ne dau suport de fiecare dată, fie că vorbim de situațiile de care vorbiți dumneavoastră cu privire la anumite infracțiuni, avem niște informări pe care le facem către dânsii, indiferent de autoritatea statului. Dacă vorbim de Black Friday, am vorbit cu colegii de la ICI sau cu Consiliul Național al Audiovizualului, am informat cu privire la anumite încălcări ale legislației, informăm Inspectoratul General Poliției Române, de ce nu acolo unde este cazul, poate chiar parchetul, facem acțiune de control cumva mixte, tocmai ca pe fiecare pe culoarul lui de competență. S-au întocmit deja dosare? Au pornit cercetări? Sunt anumite cercetări în derulare, n-aș vrea să dau foarte multe date, pentru că nu e corect și nu din partea mea. Nu, dacă s-au demarat. Sunt demarate, în urma acțiunilor noastre din anii trecuți, sunt demarate foarte multe acțiuni, inclusiv în partea de infracțiuni de instanță, inclusiv la parchet, inclusiv la autorități ale statului care au competență în domeniu, antidrog, de ce nu acolo unde substanțele sunt interzise, și așa mai departe. Dar sigur că aș lăsa pe fiecare să-și descrie activitatea și competențele pe care le are. Vorbeați că România nu are laboratoare. Ce se mai aude cu Larexul? Nu, spuneam că România are laboratori. Nu, de nivelul ălora, din Austria, din... Îl are și de nivelul acelora, dar numai că anumite tipuri de analize, pentru că nu s-au făcut foarte multe analize, nu s-au acreditat. Motiv pentru care, în momentul în care există posibilitatea să te conteste în instanță operatorul economic, poate câștiga, nu întotdeauna, dar poate câștiga pentru că laboratorul respectiv, chiar dacă metoda este corectă, ok, nu este, n-are acreditare pe metoda respectivă. Deci câștigă pe procedură. Câștigă pe procedură, nu pe argument științific. Da. La Larex se lucrează în sensul în care încercăm să descoperim anumite zone, împreună cu directorul general de acolo, încercăm să descoperim anumite zone unde, pe care noi avem competență și atribuții de control și anumite zone în care să se facă anumite tipuri de analiză. Acolo exista o clădire foarte mare la Larex de undeva la 3-4 niveluri și parte din aceste niveluri stăteau efectiv niște camere goale. În acele camere ne-am decis să relocăm Comisariatul București-Ilfov. Da, a fost o decizie a conducerii ANPC-ului de a reloca pentru optimizarea activității și pentru a fi cumva prinși toți la un loc și pentru a nu plăti niște chirii suplimentare Comisariatul București și Comisariatul Ilfov. Și acum sperăm că fiind împreună acolo Comisariatele Regionale București-Ilfov și laboratoarele Larex, laboratorul de vinuri și toate celelalte, să conlucrăm mult mai strâns, să încercăm să facem mult mai multe tipuri de analize și pe fiecare tematică de control să avem anumite prelevări care să ne arate dacă și cum se comportă operatorul economic, atât din perspectiva informării etichetării, cât și din perspectiva anumitor practici comerciale incorrecte. Care e situația promoțiilor? Ce ați constatat în ultima perioadă de timp?
Așteptați acum probabil o verificare și un control care mai mult, ca sigur, nu e bine să nu e ok, nu e profesional să-l anunțăm, dar ca în orice perioadă de sărbători de iarnă intervin și aceste pachete promoționale. Am avut discuții cu nenumărați producători în care le-am explicat anumite variante pentru care noi nu suntem de acord să avem anumite tipuri de soldări promoționări. Așa cum am discutat înainte și cu campaniile de Black Friday, din păcate înțeleg că se pregătesc cam același tipuri de pachete promoționale. Sigur că iarăși vor trece prin furcile caudine ale controlelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Sunt lucruri care cumva le spunem unora de ani de zile. Și acestea fie nu sunt luate în serios și atunci când nu sunt luate în serios avem măsuri de genul suspendare a activității sau oprire temporară a prestărilor de serviciu sau de ce nu chiar a publicității respective, vorbeam mai devreme de CNA, dar cred că la momentul potrivit o să și primiți mai multe informații cu privire la campaniile promoționale. Comerțul online a crescut și o să mai crească. S-au primit sesizări la autoritate sau la OPC-urile zonale de încălcări ale drepturilor consumatorului pe zona de comerț online cu alimente și produse alimentare? Toate site-urile de care noi vorbeam mai devreme și magazinele online care au fost verificate în această campanie de Black Friday aveau și o secțiune de produse alimentare. Din perspectiva asta, anumite caracteristici ale produselor nu erau clar nu exista o informare clară cu privire la aceste caracteristici pe paginile, fie de prezentare, fie de home sau fie în anumite subzone ale magazinului online respectiv. Am impus acest lucru fie că a fost vorba de avertismente, fie că a fost vorba de sancțiuni sau fie că a fost vorba de măsuri mult mai dure, de posibilitatea suspendării dacă nu se acceptă aceste informări, spunem noi, complete, corecte și precise. Sunt anumite lucruri pe care la care am atras atenția, mai ales cu privire la pachetele promoționale, mai ales cu privire la caracteristicile produsului, mai ales la ingredientele alergene, având în vedere intoleranța anumitor persoane la anumite componente alergene. Bun. Spuneam la începutul emisiunii că o să vorbim, chiar dacă emisiunea are tematica asta pe care o are, o să vorbim și despre ce s-a întâmplat odată cu această ediție de Black Friday, pentru că sunt sigur consumatorii sunt foarte curioși și vă rog să sintetizați tot așa cam ce s-a întâmplat pe zona asta cu Black Friday. Aș vrea să pornesc discuția cu dumneavoastră cu începutul și începutul este în urmă cu un an și ceva, atunci când înainte de Black Friday-ul 2020 am avut niște discuții, niște procese verbale de constatare a contravenției și niște sancțiuni aplicate unor operatori economici care apar în această blacklist pe care noi am creat-o la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În acele procese verbale de constatare a contravenției dădusem anumite indicații cu privire la respectarea legislației, cu privire la promoții, prețul vechi tăiat, prețul nou și să facă dovada că prețul vechi, prețul de referință este cel mai mic preț înregistrat sau comercializat, cu care s-a comercializat produsul în ultimele 30 de zile în spațiul respectiv de vânzare. Acum există o discuție cu privire la spațiu, că nu e virtual, că e virtual, că e online, că nu e online. Spațiul este definit. Virtual e sinonim la online. Extrem de clar. Am avut discuții cu magazinele online. Adică cum de văd, dacă e online, nu e virtual. Altceva. Din perspectivă juridică există o întreagă polemică cu privire la acest spațiu, dar mă rog, nu aș vrea să intru în amănuntele astea. Aș vrea doar să spun că abaterile au fost cumva repetate. Și că și în toamna trecută, și în primăvara acestui an, și în vară, am atras atenția prin proces. Una dintre definițiile prostiei este repetarea greșelii. Da, eu cred că... Teoria filozofică a limitelor definește prostia sub două condiții. Unu, încremenirea în proiect și doi, repetarea greșelii. Da, probabil că dânsii n-au crezut că noi vom ajunge la măsurile... Eco. Da.
Și atunci au zis, lasă domnule, că nu e nicio problemă, o să ne dau o amendă, cât de mare poate să fie amenda, putem să o ducem în raport cu cât câștigăm noi. Sancțiunea principală probabil că nu sperie foarte mult amenda, dar sancțiunea contravențională complementară, oprirea temporară sau suspendarea, sau de ce nu închiderea, sperie, vă spun eu, cu mult, mult mai mult, indiferent de nivelul amenzii, pentru că a existat totodată operatorii economici care a zis, domnule, dați-mi oricât amendă, numai nu mă închideți. Da. Deci ei își permiteau să plătească orice fel de sancțiuni, numai să nu existe posibilitatea suspendării activității. Fie că vorbim de cel mai mare site din România, de EMAG, fie că vorbim de site-uri mici, fie că vorbim de, nu știu, de site-uri medii, toți au avut și au trecut prin furcile caudine ale comisarilor ANPC, fie că vorbim de București, IFO, fie că vorbim de regiunea Centru Brașov, de Timișoara, de Iași, de toate comisariatele noastre regionale, în subordinea cărora se află cele 42 de comisariate județene. Acolo unde sediul social era înregistrat într-un anumit județ, competența de control era în județul respectiv și colegii mei comisari, după un topic fixat de la început și după o tematică fixată de la început, am apelat la aceste motoare de căutare și de comparabilitate a anumitor prețuri și aș recomanda și aș sfătui consumatorii să apeleze ori de câte ori vor să achiziționeze un anumit produs. Există niște programe de care îți spun în timp real prețul respectiv în funcție de acum ultima... Acum e centralizatorul prețurilor la concurență, în partea altă. Care a fost făcut împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Da, cam ceva de genul ăsta. Puteți să dați nume de motoare? Sunt destul de clasice, Pricey, Compară.ro, sunt mai multe. Da. N-aș vrea să fac publicitate. Astea sunt utile. Sigur, n-aș vrea să fac publicitate site-ului respectiv, dar ce vă spun e că sunt niște motoare foarte, foarte corecte, foarte ok, care ne arată după un anumit algoritm cum a variat prețul respectiv. Și din perspectiva asta, cred că atunci când urmărim să achiziționăm punctual, nu știu, un televizor sau orice alt electrocasnic, un telefon, acum oricum există un clasament al produselor care sunt urmărite de către... Și în funcție de acel clasament și acești reprezentanți ai operatorilor economici, acolo se joacă cu prețurile pe ceea ce interesează. Ajungem tot la mentalitate. Nu cumva atunci când se pregătește o nouă ediție de Black Friday, partea cu amenziile e trecută anticipat la scăzăminte? Stau și eu și mă gândesc. Eu vreau să vă atât spun mă că... costă salariile, atâta bă, electrica, eu cred atâta că, motorina, eu cred că trebuie să, atâta să... amenziile, atâta și cât trebuie să vindem ca să ieșim în profit. Cred că trebuie să-și pună în bilanțul sau în balanța respectivă faptul că se poate suspenda activitatea. Da. Și din momentul ăsta toleranța chiar este zero. Am văzut o postare a domnului președinte Claudiu Dolot cu un site de electrocasnice și în loc să apară oferta, apărea, ne cerem scuze, site-ul nostru este în reconstrucție sau, nu știu, depanăm o defecțiune. Și era exact în perioada controlelor dumneavoastră. A doua zi, în momentul în care am demarat noi controlele, site-ul Flanco a fost suspendat pentru niște ore, poate chiar o zi, nu mai știu exact, și ni s-a comunicat că anumite prețuri au fost modificate. E foarte bine că lumea a înțeles că nu se mai poate și că aceste variante în care să se joace cu prețurile, și vă spuneam mai devreme că sunt anumite tipuri de produse pe care le preferă foarte mult românii și care se cumpără românii sau europenii care apelează pe site-urile respective, și în funcție de aceste categorii de produse, la produsele care au anumite tipuri de ofertă, acolo se joacă cu prețurile. Există niște informaticieni care mi-au arătat întreaga schemă și algoritmul acestor jocuri pe care orice alt magazin online, orice magazin online le face în momentul în care fixează, domne, telefoanele mobile de un anumit tip, tabletele, televizoarele, anumite tipuri de electrocasnice, nu știu, aere condiționate vara sau nu știu ce, cele care sunt în top de vânzări. Și cu acele produse încep să se joace și de ce nu se joacă și cu mintea consumatorului, de ce? Punând anumite prețuri mai mici, mai mari, de anumite culori, în așa fel încât să te facă să iei o decizie de tranzacționare pe care, în condiții normale, necunoscând toate elementele, nu ai fi luat-o. Bun. Se apropie sărbătorile de iarnă. Care sunt principalele acțiuni spre care vă veți îndrepta?
Acum nici nu cred că ar fi foarte corect să o precizăm. Nu, linii directoare. Linii directoare sunt aceleași ca de fiecare dată, produsele alimentare, produsele, mai întâi produsele de post, pentru că de ieri am intrat, de alaltă ieri am intrat în postul Crăciunului și sigur că sunt foarte multe produse pe piață care vor fi verificate din perspectiva asta. În trecut găsim produse care conțineau urme de lapte și scriau pe ele că sunt produse de post sau care conțineau proteină animală și iarăși erau definite sau etichetate ca produse de post. Deci din perspectiva asta produsele de post vor fi verificate în următoarea perioadă, foarte, foarte atent de către colegii mei din comisariate. De asemenea, vom urmări în apropierea sărbătorilor de iarnă tot ceea ce înseamnă jucăriile. Pentru că, de ce nu, Moș Nicolae și Moș Crăciun aduce tuturor copiilor cu minți jucării. Produsele alimentare în zona apropierii sărbătorilor de iarnă, produsele non-alimentare în momentul în care vorbim de anumite tipuri de cadouri. Avem o acțiune pornită cu Direcția de Metale Prețioase, cu doamna Dana Monteanu, noua directoare de la Direcția de Metale Prețioase, cu anumite acțiuni cu domnul vicepreședinte Mihai Culeafă, domnul președinte Claudiu Dolot. Acțiuni... Se mai încarcă cei de aur cu nisip? Se mai încarcă, da. Și nu numai cu nisip, se încarcă și cu plumb și cu metal comun, în așa, da, fel încât să păcălim, da, da, consumatorul, da, 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 și la grămaș și la calitatea produsului respectiv. De aceea spuneam, împreună cu Direcția de Metale Prețioase, verificăm foarte atent piața asta de bijuterii și aici am găsit anumite tipuri de contravenții, am găsit și anumite tipuri de infracțiuni acolo unde vorbim de copii de marcă, fie, nu știu, Chanel, Armani, Gucci, Versace, toate celelalte care le cunoașteți foarte bine, sunt foarte ușor falsificate și falsificabile în România. Din perspectiva alimentației, vă spuneam, zona de produse de post și zona de produse alimentare specifice sărbătorilor de iarnă va fi verificată foarte atent de către comisarii ANPC. Mesajul dumneavoastră către consumatori? Să aibă încredere în autoritățile statului, pentru că autoritățile statului își fac datoria, sunt oameni dedicați, sunt oameni care, colegii mei din toate autoritățile de control, conlucrăm foarte bine și suntem 24 de ore din 24 în slujba consumatorului român. Colegilor mei comisarii le spun, chiar dacă salariile sunt un pic mai mici decât la celelalte instituții de control sau poate am rămas cu salariile cele mai mici, să-și facă datoria cu profesionalism în continuare, pentru că ușor, ușor vom ajunge la același nivel salarial cu ceilalți colegi ai noștri din familia de control. Iar de ce nu guvernului actual sau viitor al României să se aplece asupra Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu, cum să spun, cu dorința de a gândi că pe de o parte ne facem datoria față de consumatori și transmitem anumite mesaje din perspectivă guvernamentală, pe de altă parte că suntem un colectiv destul de redus față de alte instituții care au, nu știu, 5.000, 10.000, 25.000, 30.000 de angajați. Suntem doar 300 de comisari care au atribuții de control la nivel național în cele 42 de județe și dacă facem un calcul simplu, există județe care au 2 sau poate 3 comisari și nu este normal, pentru că autoritatea trebuie să fie puternică. Fiind puternică, și consumatorii pot fi respectați. Rămâne pe altă dată să discutăm și despre pregătirea personalului și specializare. Vă rog însă și mesajul dumneavoastră. O facem. Mesajul meu este că le mulțumesc. Mulțumesc Rom Alimenta, am cer scuze, mulțumesc Rom Alimenta, pentru că ori de câte ori am avut nevoie, am apelat la domnul Minea și domnul Minea ne-a ajutat pe anumite categorii profesionale. Mulțumesc lui Dorin Cojocaru de la April, pentru că de fiecare dată când am apelat la dânsul pe partea de lactate, am găsit mereu deschidere acolo și niște gânduri și niște sfaturi profesioniste. Mulțumesc doamnei Dana Tănase de la ARC, care iarăși, la care am găsit întotdeauna o ușă deschisă și un răspuns la telefon în momentul în care aveam anumite întrebări sau găseam niște puncte de vedere diferite, dar le-am calibrat și suntem în continuare în piață. Sunt sigur că și domnul Aurel Popescu, îmi cer scuze, da, de la Gompan, da, pe care îl salut. Adică prietenii. Sigur, sigur. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și eu. Și felicitări. Eu știu că oamenii din România au primit foarte, mai mult decât favorabil acțiunile dumneavoastră și știu că activitatea dumneavoastră este foarte bine văzută de populație. Din partea Agenției Infogroup și a
produsului Media Mid Milk, ultima ediție. Mulțumesc frumos! Eu sunt un cititor al revistei Mid Milk și vă felicit pentru tot ceea ce faceți și Infoferma este și iarăși printre preferințele mele. Ultima ediție a revistei Infoferma, dar și o ediție mai veche din Mid Milk, că nu stică. Încă o dată vă mulțumim, prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane, repede, repede, imediat vine, chiar în secunda asta, minutul editorial. Din păcate am avut dreptate în momentul în care, cred acum vreo două săptămâni, vă spuneam că nu veți primi niciun ajutor în ceea ce privește plata facturilor, de fapt nivelul la care veți fi facturați pentru energia electrică și gaze. Acum 2-3 zile parcă s-a propus și se adoptă măsura asta de limitare a plafonului profitului și de reducerea TVA-urilor la energie electrică și la gaze. Păi astea nu înseamnă nimic. Chestiile astea n-or să facă altceva decât să-i determine pe producătorii și distribuitorii de energie și de gaze să majoreze prețurile pentru a compensa pierderile pe profit pe de o parte. Vor fi încurajați și vor fi lăsați în pace și pentru TVA, pentru că statul are nevoie de bani la buget pentru lucru ăsta. S-au mărit facturile atât de mult și statul a cam trecut așa cu vederea, pentru că trebuie plătite urgent niște împrumuturi. Până săptămâna viitoare să ne vedem sănătoși, prieteni al dumneavoastră, Ilieseam vă recomandă să țineți minte ce v-am spus și vă spune, bineînțeles, ca de fiecare dată. La revedere, oameni buni!